Bine ați venit, Nadina, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. După cum prea bine vedeți, am schimbat un pic locația pentru că la primele ori l-am avut pe primar. E coincidență, este până la urmă unchiul lui Viorel. Lângă mine este cea care spune... Verișoara, sora lui, așa, ce să mai... Nu pot să zic. Doamna, mare nenorocire ce s-a abătut asupra dumneavoastră. Nu mai avem putere să mai respirăm, nu mai avem inimă. Nu mai avem nimic, nu mai avem nimic pe pământ. Am văzut ceva. El a fost tot pentru noi, totul. Ați venit și cu acele fotografii pe care le-ați pus acolo, le strângea tare tare la piept. Le strâng că nu mai... Ați crescut acest băiat dumneavoastră? Am crescut împreună, da, și eu eram mai mare ca el cu 8 ani. Îl țineam în brațe când era bebeluș, legănam pe picioare. Ce știți că s-a întâmplat acolo? Ați vorbit cu familia lui? Cât de când, nu prea mult. Cu cine ați vorbit? Cu mama sau? 2-3 vorbe cu mama deloc. Nu, poate nu e în stare să vorbească nimic. Și cu tatăl ați vorbit, da? Cu tatăl lui am vorbit. E distrus, e îndurerat. E îndurerat, îmi închide telefonul. Nu poate să vorbească. Dar ce știți că s-a întâmplat? Venea de la servici, a oprit? Da, venea de la servici. Așa. Venea de la servici, s-a oprit să-și ia un suc sau o șaorma. Din câte am înțeles, nu prea bine. Așa. V-am spus, cu tatălui n-am vorbit. Așa, după care vorbea la telefon sau scria mesaje? Nu. Că existau informațiile astea, de asta vă întreb. Nu, pentru că mie iubita lui mi-ar fi spus că el are foarte multe colete de dus, dar cum termină, imediat o sună pe ea. Deci n-am mai apucat să o sune, pentru că ea mi-a zis că tot aștepta să o sune. Iubita lui Alexandra, care este din Buzău, înțelegem, din Buzău. Da? Ea este în România în momentul ăsta? Da. Și când a plecat de acolo, din Germania? Asta nu știu, că n-am ținut legătura cu ea până acum. Locuiau împreună? Nu, aveau de gând să se mute. Aveau de gând să se mute. Probă. Când ați vorbit ultima dată, doamnă, cu Viorel? Acum o săptămână. Ce? Cum au fost discuțiile? Pe mesaje, pe telefon? El v-a apelat, dumneavoastră? Da, am vorbit pe cameră, da, și vorbeam cu toți în casă, cu copiii, cu mama, cu tata, vorbeam cu el. El e foarte glumeț. Ce zicea? Era foarte glumeț. Ce zicea? Glumea cu copiii mei. Că ce? Glumea. Am un băiețel blondoț cu ochii albaștri, mai slăbuț așa, și el îl numește Habibu. Ăsta era cuvântul lui, numele băiatului meu, îi spunea Habibu. Așa i-a dat el un cuvânt. Vă mulțumesc tare mult. Condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. Vedeți în imagini, doamnelor, domnilor, acele două fotografii pe care mătușa sa le-a adus aici. Verișoară, îi place să spună soră, pentru că erau foarte, foarte, foarte apropiat și spunea că ea este cea care l-a crescut. Ministerul Afacerilor Externe, de asemenea, a anunțat și iată, a confirmat oficial acest deces și se vor ocupa autoritățile de la noi din țară de aducerea trupului neînsuflețit. Este doliu în această comună de aici, din județul Giurgiu. Este șocant, dacă vreți, pentru oamenii de aici, și asta pentru că sunt foarte multe persoane care lucrează acolo la muncă în Germania, și oamenii cu care am vorbit, că și copiii noștri puteau fi în acel moment nefericit acolo. Rămâneți alături de noi pe Antena 3, revenim cu alte informații.